Binecuvântat să fie numele Domnului! Mă bucur să vă întâlnesc în casa de rugăciune cu dorința de a vă închina înaintea lui Dumnezeu, de a lăuda pe Domnul, de a asculta îndemnurile lui Dumnezeu. Și este un moment prielnic de popas duhovnicesc pentru sufletele noastre și doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cuvântul lui Dumnezeu referitor la Babilonul cel Mare, pentru noi versetele care fac referire la lume și Domnul spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre vrăjitorie. Există două forme, explicate și de dicționarul explicativ al limbii române, și sunt practicate. Mai puțin le cunoaștem, mai știm câte ceva despre aceste două forme. Prima formă de vrăjitorie, explicată prin a transforma miraculos un lucru în altul. Domnul n-a spus că nu sunt vrăjitori, că n-au putere, ci Domnul le-a spus izraeliților: vouă, Domnul Dumnezeu nu vă îngăduie lucrul acesta, să mergeți la ei, să aveți legături cu ei și nici să nu vă temeți de ei. Arată Sfânta Scriptură că la prima urgie, da, când apa s-a făcut sânge, au venit și vrăjitorii. La a doua urgie, când au fost scoase broaștele din apă, au făcut și vrăjitorii la fel. Numai când a trebuit să dea viață, n-au mai putut. A treia urgie, păduc n-au mai putut să facă. Poate dacă stăteau nespălați mai mult timp. Se făceau singuri. Dragii mei, când este vorba despre vrăjitorie, mai știm câte ceva, nu cunoaștem, nici nu prea ne interesează, dar știi, dacă ai ieși acum afară și cineva ar zice: vezi că uite, e cineva care se ocupă cu asta și face vrăj pe tine, oare ce ai face? Cred că te-ai rugat cum nu te-ai mai rugat niciodată până acum. Într-o dimineață, cu mai mulți ani în urmă, dar de dimineață tare, pe la 7, fără, bătu cineva la ușă. Soția a deschis, m-a chemat, o femeie de la noi din zonă, despre care se știa că se ocupă cu vrăji, cu vrăjitorie, o bătut la ușă și a zis: am adus o cutie de brânză topită pentru copii. Copiii erau mici toți. Soția a zis: lăsați-o aici. M-am lăsat-o acolo pe... Plecat, soția m-a chemat, a zis: ia cu un patent. M-am uitat, am luat brânza topită, m-am spălat frumos pe față, pe mâini, m-am așezat la masă și am mâncat. Ce mănânci? Brânză topită? Dar zic, oricum n-aveam. Și n-am mâncat toată brânza deodată. Dar, cu măsuri de precauție, am mâncat mai eu. Știi, ca la ciuperci, știi, măcar stai să vedem dacă se face lui rău, nu mai mâncăm ceilalți. Dacă nu, mâncăm și ceilalți, că-s bun. Slavă Domnului că-s bine și astăzi și atunci am fost bine. Cel rău nu are putere asupra copiilor lui Dumnezeu datorită unei puteri supranaturale a sângelui Domnului Iisus Hristos, care este peste noi în urma împărtășirii la cina Domnului, în urma credinței noastre, 1 Ioan 1:7, și sângele Lui ne curăță de orice păcat, este o proprietate, dar sângele Lui ne și apără, ne și ocrotește. Slăvit să fie Domnul! O altă explicație și practică a vrăjitoriei și a vrăji înseamnă a fermeca, a desfăta, a încânta, a atrage. Geneza 3:6, Eva a văzut că pomul era plăcut de privit și de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Asta era vrăjitorie. Dragii mei,
În noi este o tendință și din afară sunt provocări. Și mirajul păcatului nu este o adiere de vânt, ci este un uragan ce smulge pomii din rădăcină. Și obișnuiesc să le spun tinerilor, dacă ai pornit pe topogan, s-ar putea să nu te oprești la jumătate. Vă vorbesc în seara aceasta de vraja pierzării. Prima precizare, sub vraja pierzării ești abătut de la voia Domnului. Și poate nu de la început cu o deschidere mare a unghiului devierii, dar în timp, că diavolul nu se grăbește și tot taie câte un fir de legătură și tot caută să te îndepărteze și tot face presiuni și tot caută să te ademenească. Termenul biblic este 2 Timotei 2,26, ca să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Soluția este să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, să-ți deschizi inima, să mărturisești starea și să ceri ajutor. Spune cuvântul în Sfânta Scriptură, în Proverbele 22:24-25, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Duminică am predicat la noi la o binecuvântare de copii și am citit versetul acesta și am întrebat, sunt frați aici nervoși sau mânioși? Să vină în față să ne rugăm pentru eliberare. Și unii au zâmbit și am spus, nu zâmbiți că nu glumesc. Nu-i gluma asta? Cu mânia și cu nervii? Astea sunt din firea pământească și o să vedem mai târziu că ne poate bate diavolul la noi acasă. Am cumpărat un costum și m-am bucurat că mi se potrivește, dar tot scame pe el. Mă, dar de unde scame? Dar tot curăț, dar tot curăț. De unde? Din el. În noi sunt tendințe, sunt înclinații și apar tot felul de gânduri și dorințe nepotrivite. Spune cuvântul în Genesa în 6:5. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Poate la noi nu fi chiar așa, în fiecare zi și numai înspre rău. Dar dacă mai vin așa gânduri și le lăsăm să-și facă un cuib în mintea noastră, știți, când mă duc la penitenciar și vin persoanele private de libertate, acolo mi se dă o listă cu fiecare. În dreptul lor scrie câți ani au de executat și pentru ce. Și observ, 15, 20 de ani, pe viață, și mă uit ce? Crimă cu premeditare. Îi una Galateni 6:1, dacă vreunul dintre voi ar cădea deodată în vreo greșeală. Și alta când te lași copleșit și se statornicesc în mintea ta lucrurile lumești și persistă. Dragii mei, spune cuvântul în Numeri 22:32. Îngerul Domnului a ieșit și a stat în fața lui Balaam și a spus, am ieșit să stau în fața ta, pentru că drumul pe care mergi tu este un drum care duce la pierzare înaintea mea. După părerea lui Balaam, a doua oră nu mai zis Dumnezeu să nu mă duc. Dar după cum vedea Dumnezeu lucrurile, el mergea spre pierzare. Spune Proverbe 14:12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Am predicat la noi cu tinerii acolo, ne-am adunat și am pus titlul Indicatoare de orientare în drumul spre pierzare. Că dacă Dumnezeu are indicatoarele lui și în Evrei 12:13 spune cuvântul pentru noi toți,
croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel care își chioapătă să nu se abată din cale. Sub vraja pierzării ești abătut de la voia Domnului, te abați din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dragii mei, știți că Domnul este calea și noi suntem lăsați ca sisteme de referință și indicatoare pe calea îngustă a lui Dumnezeu. Ca oamenii să poată fi îndrumați, oamenii să poată fi avertizați, oamenii să poată fi orientați. Cu privire la Sodoma, spune Domnul, ieși din Sodoma, scapă la munte, să nu te oprești nici de cum, că mare urgie prin foc fără veste schimba va cetatea în scrum, va pieri Babilonul cel mare. Numai că Domnul zice în Apocalipsa 3, ieșiți din mijlocul ei, să nu vă faceți părtași la păcatele ei. Poate ajungem pe acolo. Azi Domnul din slavă își aduce aminte de răul făcut până acum, curând din Gomora se va întinde doar praful, cenușă și scrum. Târziu e de acum și Lot zăbovește. Grăbește-te, îngerii spun, pe cine mai ai dintre ai tăi în cetate să vină cu tine acum? Nevasta lui Lot, după ce se gândește, pornește cu ceilalți la drum. Dar uită ce a spus Dumnezeu și se întoarce. Să vadă în urmă acum, pe loc se preface într-o stană de sare, că n-a ascultat de cuvânt. De vrei mântuirea, tu pune valoare pe glasul Părintelui Sfânt, că Dumnezeul nostru este atent la detalii și termenul și expresia biblică este tu să asculți de Domnul Dumnezeul tău în totul totului tot. Soluția este pocăința. A predicat un frate la noi despre pocăință și l-a așteptat cineva în curtea bisericii, dar a predicat bine despre pocăință și a zis, frate, după cum ai predicat, tu nu ne-ai mai dat nicio șansă. Și a zis că, ba da, este șansă. Pocăința. Păi și aici în curte, iar tot de pocăință îmi predici. Asta e șansa lui Dumnezeu pentru revenire la normalitate, pentru a rămâne pe calea îngustă. Întrebam odată un tânăr și am zis, măi, de la tine nu m-am așteptat la așa ceva, am făcut așa un pic de caz din situația asta. Bă, nu m-am așteptat la tine așa ceva. Eu te-am chemat la comite, te-am chemat să stăm amândoi de vorbă. Cum să te duci, mă, în timpul programului la meci? Și au zis, frate, m-a luat și pe mine valul. Păi tu nu vrei, nu poți să lupți împotriva curenților? Tu mergi în aceeași direcție cu lumea? Spune cuvântul prin Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 2, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, care lucrează în fiii neascultării. Și spune primul verset, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Împreună cu Hristos putem avea o viață nouă. El este viața noastră. El este calea pe care trebuie să mergem. Și după ce pășim pe calea Domnului, trebuie să-i îndrumăm și pe alții, să-i ajutăm și pe alții și să croim cărări drepte cu picioarele noastre, să nu se mai abată din cale, sub vraja pierzării, ești abătut de la voia Domnului. Asta e prima precizare, ești abătut. Spune cuvântul în Luca 8 cu 14 că o parte din sămânță a căzut într-o categorie de teren. În categoria aceasta de pământ ar fi putut să fie un rod, dar erau niște probleme acolo, știți ce probleme au fost? Îngrijorările vieții, scrie acolo grijile,
Dar uitați-vă la termenul acela. Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul, își vede drum. Și când oaia care își vede de drumul ei rătăcește. Am predicat recent într-o biserică, o biserică mare, m-au și transmisie live, așa am avut îndemn să predic, dar, nu știu, nu cred că o să mă mai cheme, dar le-a spus de la început, nu pretind, nu-mi dați bani de drum, că nu iau, ca să-ți dea oamenii liniștiți așa, nu spună, ne dăm și bani de drum, după ce că, numai că nu ne scoate afară din adunare, sau cine știe ce le veni în minte. Și am predicat subtitlul, când poporul duce în rătăcire păstorul. Da. Și am făcut 3 precizări ca să rămâneți cu ideile principale. Uitați. Se întâmplă 3 lucruri. 1. Când poporul duce în rătăcire păstorul, rugăciunea primește răspunsul nu. Nu. Și știi ce a zis Domnul? Moise, nu intri în Canaan. Poporul a plâns, a văitat. Și Domnul a zis, nu intră nici poporul. Și Moise a zis, din cauza voastră, că eu n-am fost atent la mine, în primul rând, că Domnul m-a făcut o prezentare în detalii, când te duci să vorbești stânci, nu să lovești stânca și nu cu supărare. Și nu să zici, putem noi oare să vă dăm apă din stâncă. Dumnezeu nostru, când a dat directive pentru cortul întâlnirii, are detalii acolo, te pierzi în ele când citești Biblia și zici, trebuie să sar peste astea. Am avut un revelion cu tineri odată și este un verset acolo. Ne-a pus, eu eram tinerel așa, sau adolescent, și ne-a pus dirijorul de cor, ia să citiți un verset. Și am luat versetul. Nu-l citea nimeni corect. Mă, dar era pe românești acolo. Scrie, Ana acesta, și toți citeam Ana aceasta. Greșit, următorul. Ana aceasta. Și păi când ne-am uitat, mă, scrie Ana acesta. Păi cum, e nume de bărbat? Păi dacă așa scrie... O fi fost. Când poporul duce în rătăcire păstorul, răspunsul la rugăciune este nu. E grav. De la prilej până la păcătuire este sau durează foarte puțin. E o chestiune de timp și un timp cam scurt. Și încă o precizare aici. Când poporul duce în rătăcire păstorul, Canaanul poate fi văzut doar de departe. În poze. Sau în picturi. Moise, vrei să vezi Canaanul? Se poate. Dar nu intri. Dar dacă acest Canaan pământesc avea o așa valoare și doreau toți să intre, să ajungă. Și era pentru o perioadă de timp. Noi pentru împărăția care nu se clatină, spune Daniel 2:44, o împărăție care va dăinui veșnic. Pentru că împăratul acestei împărății este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să-i fie numele. Împreună cu El, călcând pe urmele pașilor Lui, poți fi biruitor, slăvit să fie Domnul. Ieremia 17:5, s-a făcut o referire la timpul de rugăciune. Blestemat să fie omul care se încrede în om și scrie acolo, se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. V-am spus despre mesajul acela ce l-am avut cu tinerii noștri, indicatoare de orientare în drumul spre pierzare. 3 precizări. De obicei, când îmi ia cineva predica, nu mai știe ce titlu să pună și pune un titlu de-a lui, că am mai multe subtitluri pe aici. Indicatoare de orientare în drumul spre pierzare. Dacă Dumnezeu are indicatoarele Lui pentru roada Duhului, pentru o slujire duhovnicească, pentru sfințire, pentru apropiere de Dumnezeu, pentru a rămâne pe calea îngustă, și diavolul are indicatoarele Lui ca să îi ducă pe oameni unde vrea El sau unde nu și-ar dori ei să ajungă, unde nu și-au propus ei destinația. Ascultați, și indicatoare sunt de orientare pentru drumul spre pierzare. Rupe părtășia frățească. Te descurci, mă, și fără biserică. Dar nu vezi că-i cutare așa, ăla altul e așa, nu-ți place gama, nu-ți place melodia,
nu-ți place îndemnul. Și auzi, ar fi mai bine fără. Lasă singur acolo, izolează-te, du-te. Ăsta e indicatorul celui rău. Dar asta este spre pierzare. Rupe părtășia frățească. 2. Urmează pofta firească. Dacă, știți că Biblia vorbește de plăcerile păcatului. Scrie în Epistola către Evrei că Moise nu a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul are plăceri, dar sunt de durată scurtă și cu efecte adverse de veșnicia durează. Iremediabile. Și Moise a zis nu. N-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. A vrut să sufere ocarea lui Hristos. Moise cu atâtea relații, cu atâta pregătire și înțelepciune, cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor și era pregătit. Da. Ar vrut să stea cu poporul lui Dumnezeu în smerenie înaintea Domnului, ca să asculte de Domnul. Și mai este încă unul, cred că sunt mai multe, acum eu fac 3 precizări. Ignoră slujirea duhovnicească. Rupe părtășia frățească, urmează pofta firească și ignoră slujirea duhovnicească. Și rezultatul? Nu ți l-ai dori, dar ăsta-i. Aici se ajunge. În timp, e o chestiune de timp doar. Spune Iuda, căuta să-i smulgeți pe unii din foc. Nu ca din foc, în foc scrie. Ei sunt în foc, e o chestiune doar de timp. Ei sunt în foc și trebuie smulși. 2 Timotei 2 cu 24. Robul Domnului nu trebuie să se certe, nu? Să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Păi nu poți să ai descoperiri dacă nu vrei pocăință. M-a întrebat cineva odată, a venit la biserică, sunt scris și la botez. Și zic că am și o întrebare. Cine sunt cei 24 de bătrâni din cer? Zic, nu știu. Nu știi? Nu, ce te mir că nu știu? Trebuie să știu? În ce privește mântuirea, păi știu ce scrie Biblia, atâta. Poți să-ți dau explicații, să-ți dau versete? Dar păi să-ți explic eu cum au fost făcuți, cât durează închinarea lor. Scrie câte ceva Biblia despre ei. Da, te ajută cu ceva asta? Dar cu privire la mântuire, nu ești interesat? Ce-o zis Dumnezeu să mai faci pentru sfințirea vieții? Cum să te împărtășești, cum să iubești pe frați, cum să ridici pe cel căzut? Cum să te îndepărtezi de idoli? Predicam recent într-o biserică. Scrie acolo în Vechiul Testament, fii cu ochii în patru. Asta a fost tema mea de predică. Fii cu ochii în patru. Fii cu ochii în patru, zice Domnul, ca să te îndepărtezi de idoli, ca să rămâi în ascultare. Căutați acolo și o să le vedeți, toate sunt text. Nu-i nimic luat din context. Fii cu ochii în patru. Fii atent. Veghează asupra umbletelor tale. Într-o seară am ieșit de la biserică, de la rugăciune, și am văzut un prezbiter de aici, din județul Hunedoara, mergea așa în sus, de la cimpa în sus. Ca să înțelegeți mai bine, este așa, Petroșani, Petrila, Lonia, Cimpa și cam atât. Și el mergea, trece, și îl sunt. Ce faci, frate? Uite, mă duc la București. Ești cu soția, parcă am văzut, da, cu soția, copii, mergem la București. Hotărât omul. Da, bine. Dar cum de pe aici mergi la București? Zice, m-a băgat GPS-ul, cred că e un drum mai scurt. Zic, e foarte scurt, imediat o să trească să întorci și te oprești, că mai povestim. Era un frate în vârstă, de la Obreja, prezbiter acolo, și după ce au plecat ai noștri pe dincolo, i-au trimis copiii câte un GPS și acum avea 2. Și o să le-am pus amândouă pe bord și m-am dus. La un moment dat, zice, am ajuns într-o intersecție. Unul zicea să merg la dreapta, unul să merg la stânga. Și
Și unde te-ai dus? Bă, și eu m-am dus înainte. O făcut media, știi? Asta e pocăință după ureche, așa la unii câteodată, știi? Merge, ia, dă-i un pic un semiton mai sus, că parcă nu sună bine. A fost un frate la noi într-o joi, bine că nu s-a nimerit duminică, au zis, fraților, vreau să predic de pocăință. Nu știam, de fapt, deloc, nu știam ce predică, dar ne-a riscat. Fraților, știți cum e cu pocăința? Dumnezeu ne știe, noi nu avem putere întotdeauna, cât de cât, fraților. L-a așteptat la sfârșit soborul și a zis, frate, unde ai citit cât de cât? Că la noi în Biblie, în 2 Petru 1 cu 5 spune așa, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta. Da. Așa scrie și așa trebuie să împlinim. Domnul să ne ajute! Spune cuvântul despre abaterea aceasta spre pierzare, despre împăratul Ahazia în 2 Cronici 22, 3, 4 și versetul 5, prima parte. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Știi, poate nu îți dă sfaturi nelegiuite cineva, dacă se întâmplă și mama să facă de astea, dar numai cum zicea un frate, ce vorbeau două surori în curtea bisericii, ce zici tu de frață așa, tot cu păcatul, numai gata, cu păcatul, lasă-i tu să vorbească, că de-aia spuși. Numai când faci așa odată cu mâna, deja se așează coriștii jos că s-o termina cântarea. Dragii mei, lupta nu s-a încheiat numai când ne cântă frații precum trec stelele strălucitoare. Încă suntem într-o luptă permanentă cu noi înșine. Spune cuvântul în 2 cu 12. Preubiților, vă sfătuiesc, Petru zice acolo, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Dinăuntru, tendințe și din afară, provocări. Provocări. Ascultați mai departe. A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. Și așa începe următorul verset, târât de sfatul lor. Așa sunt unii târâți. Ispita păcatului, mirajul păcatului, stimați tineri, nu este o adiere de vânt, este un uragan ce smulge pomii din rădăcină. Și un proroc se duce după cuvântul Domnului, prorocește împotriva altarului și vine un proroc bătrân. Ce și eu sunt proroc ca tine și eu am avut eu o lumină. A venit un înger și a zis Pavel, chiar dacă un înger din cer va veni cu altă evanghelie, să nu-l primiți, să fie anatema. Și ce înseamnă anatema? Dat afară din comunitate. Și nu mai dați nici bani de drum, să nu mai vină altă dată. Și frate, am fost în trecere pe aici, am venit pe la voi, cine te-o chema sau cine te-o trimis. Zice, și eu-s proroc ca tine și auzi, vino la mine, vino să mănânci ceva, că mă, nu poți să mergi așa mai bine, trebuie să mănânci ceva. Spune Biblia 1 Împărați 13, versetul 16 în jos, dar el a răspuns, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Știți cum au zis slujitorii lui Naaman? Lucru greu ți s-o ceru, părinte. Dumnezeu l-a pus la încercare, nu? Vorba unui frate de la noi, zice, ne încearcă Dumnezeu și prin cuvintele lui Pavel, bea puțin vin. Eu zic la Timotei, nu zice că o băut, dar unii se leagă. Și suntem încercați și prin cuvântul Domnului uneori. Să vedem, rămânem tari în credință sau ne clătinăm.
Nu pot să știu dacă au avut lucrare de la Domnul sau nu, prorocul bătrân, dar prorocul ăsta care a fost trimis de Domnul trebuia să mai pună o dată înaintea Domnului, înainte să mănânce și să bea. Spune cuvântul Deuteronom 11 cu 16. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să nu vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei. Ahazia târât de sfatul lor. Asta este vrăjitorie. E mai greu decât cu brânza topită. E mai greu decât cu amestecul. E direct o travă pe față. Ascultați, Apocalips 18 cu 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Balam, drumul pe care mergi tu este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Înaintea mea. În Evrei 2 cu 2 spune cuvântul: dacă orice abatere și orice neascultare și-au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? A sta nepăsători, spunea tânărul la îndemnul de rugăciune, este abatere. Suvraja pierzării. 1. Ești abătut de la voia Domnului. 2. Ești bătut pe teren propriu. Cu mouse-ul tău, cu telecomanda ta și cu telefonul tău. Și cu gurița ta care nu se poate abține. Că scrie Eclesiastul 5 cu 6, nu lăsa gura să te bage în păcat. Și nu zice înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit, de ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Știți că spune cuvântul că Balaam, dacă n-a reușit să meargă la blestem, că a zis Dumnezeu, ce-am binecuvântat, rămâne binecuvântat, nu mai schimbi, Balaam. Și Balaam a recunoscut, a zis, ce Dumnezeu binecuvintează, rămâne binecuvântat. Numai dacă ia să iei din binecuvântare. Și eu vă învăț cum să faceți pe ei să iasă din binecuvântare și să blestemă singuri. Să bat singuri ăștia. Cine, izraeliții? Da. Și când a auzit Balac, a zis, ia spune. Ascultați, Apocalipsa 2 cu 14. Dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. În primul rând, curvie spirituală. Asta se înțelege când mergi pe două căi, când slujești la doi stăpâni, când din aceeași vână ai zvorului, spune Iacov 3, se poate și obișnuiesc să zic, o vreme se poate. Numai că Dumnezeu nu este un Dumnezeu gelos, îl întărâtăm la mânie, el nu suportă duplicitarismul. El nu suportă să încerci să-L împaci și pe Dumnezeul veacului, să împaci și oamenii despre care Biblia spune, oamenii răi și înșelători, vor merge din rău în mai rău, se vor amăgi pe ei înșiși și vor amăgi și pe alții. Și hai să zic, hai să aprob, păi și aprobarea ta, tacită așa, fără cuvinte uneori, este o problemă. Eram la liceu și aveam așa vreo 3 km de mers pe jos. Când trebuia să plec de la liceu spre casă, căutam un prieten, un coleg și am găsit unul, dar din familie de foști pocăiți, credincioși, s-au îndepărtat și el mai fost decât foștii părinți. Și pe vremea tovarășului, erau două feluri de biscuiți, cred că și acum, tot așa, nu? Biscuiți vărsați și biscuiți în pungi, în pachetele. El intra la alimentară și când ieșea de acolo, mă duc să iau biscuiți vărsați. El ce făcea? Lua pachetul de biscuiți, rupea și vărsa în buzunar.
Și când venea la mine, zice că ia și tu. Eu când am luat, o trebuie să mă lua mărturisire, că nu merge așa, că după ajungi că fur și tu, numai că mănânci. Că pleci o dată fără el de la școală și te-ai obișnuit cu biscuiți vărsați. Și mă uit, mă, ăștia nu-s biscuiți vărsați la kilogram. Bă, dar cum? Ce-i cu ăștia? Păi de la Rișca, la Linie, dacă n-ai făcut nimic azi, să-ți cumperi biscuiți. Și am intrat toate după el în sală. Mergeai cu coșul în sală. Obișnuiesc să spun că așa e și în pocăință, ca la autoservire. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe... Dar nu uita că la caserie plătești. Ia tot ce vrei tu din sală. Poți să iei ce vrei. Tot e spuse pe rafturi, numai că la caserie plătești. Și vine o zi a judecății când vom da socoteală, spune Biblia, de orice cuvânt nefolositor. Efeseni 5:4, să nu se audă între voi. Astea duc, te îndepărtează de prezența lui Dumnezeu. Să nu se audă între voi. Efeseni 5:4, mulțumesc. Nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Cine ne-a luat cuvintele de mulțumire? Este o carte cu titlul Unde a dispărut integritatea? Unde sunt cuvintele de mulțumire? La adresa lui Dumnezeu. Sau și când vorbim despre cei care ne slujesc, când vorbim despre colegii noștri, de la cor, de la fanfară, și despre alții nu prea avem ce povesti. Lăsați-i, o zis Domnul. Și ce zis Domnul? Lăsați-i, sunt niște călăuzi orbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb... Am fost într-un oraș, la fraz, la biserică, și o zis, frate, să zici ce s-a întâmplat la noi. Este un orb, merge, se descurcă peste tot. Și l-a luat și pe altul după el. Și nu știu că e drumul un lucru, să poată ăștia o groapă, ei s-au băgat pe lângă indicatorul de presemnalizare, s-au dus în groapă amândoi. Zic, cam Biblie. Cam Biblie. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, și ce-a zis Domnul Filipeni 3? Dumnezeul lor este pântecele, numai iarbă verde și pigni și să mănânce bine și îmbuibare și altceva, nu mai știi. Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este în rușinea lor. Pe prima pagină să fie, să-și vadă like-urile, să-și vadă rezultatul la ce și-o afișat. Dar de cine vrei să te vadă și ce vrei să vadă și ce vrei să zică despre tine? Și spune mai departe sfârșitul lor. Vrei să afișezi, așa-i? Că împărțim răsplata, dar când vine Domnul. Că bani de drum nu iau seara asta, să știi. Filipeni, capitolul 3, versetul 19. Pui și 18, te rog. Că așa facem rost de răsplată. Am fost într-o biserică baptistă, Răchitova, simpatici frații acolo, dirijorul de cori și păstorii și profesor de muzică la Hațec, poate știți, pe fratele Popa Florin. Și acolo un băiat simpatic ca el la laptop, o tot afișat și la un dat o închis. Și zic, gata, ai închis prăvălia, nu mai dăm la frați. Ori mâncat bine, plecăm acasă. O zice, mă scuzați, nu știu că mai aveți versete. Deschis înapoi. Și el număra, zice, frate, cam erau și m-am gândit că ești la ultimul punct, nu știu cât te mai întorci la primul, iarăși. Unde a rămas? La Filipeni 3:18. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeu lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Numai că spune cuvântul Domnului în Coloseni 3:1 că trebuie să ne gândim la lucrurile de sus. Da? Pune versetul 2, deja am ajuns la 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, unde nu la cele de pe pământ. Cum ne concentrăm noi atenția? Și ce-o zis Pavel? Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Că așa te vei mântui și pe tine și pe cei ce te ascultă. Ne-ar fi simplu dacă ar trebui să placem doar oamenilor. Numai că uneori când trebuie să
Plăcem lui Dumnezeu, oamenii se supără. Se supără. Păi cum să predici când poporul duce în rădăcire păstorul? Auzi? Se supără și poporul și păstorul. Da. După părerea noastră, lucrurile ar sta bine. Dar când ne verificăm după cuvânt, uneori mai avem de îndreptat câte ceva. Este un frate la noi în zonă, e simpatic așa. Nu prea vine la adunare, cu împărtășirea, cam șchiopătează și... Ce faci, frate? No, nu-i zic numele, că mai am aici de la noi. A venit un tânăr cu mine, au crezut că predică fratele Cristi și... No, dar tot de mine o dat, ce să facă și el. Ce faci, frate? Zice, numai înainte! Bun. Ce faci, frate? Numai înainte! Și într-o zi l-am oprit. Înainte spre ce? Păi nu văd dacă la adunare, nu prea, la împărtășire, uneori, la rugăciune. Vorbeam cu un frate și am zis, noi avem rugăciune în fiecare seară la biserică. Și am zis, frate, știi câte programe am avut într-o săptămână? Nu te-am văzut deloc. Cum câte? Joi, duminică, dimineața și duminică seară. Mă, te-a rămas în urmă rău. Că noi de 11 ani avem rugăciune în fiecare seară. Tu ești dinaintea erei noastre. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Cum îți aranjezi prioritățile? În funcție de cum ai de lucru, de cum ai chef, de cum e vremea afară, de cum ai găsit pe unul care să te ducă spre pierzare? Sau în funcție de, obișnuiesc să spun, prioritatea este asta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și... Nu scrie toate celelalte lucruri, ci scrie toate aceste lucruri. Ce veți bea, ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca, le veți avea. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Pe deasupra la ce? Pe deasupra la împărăție și neprihănire. E un mare har să cauți împărăția și să o găsești. E un mare har să dorești neprihănirea lui Dumnezeu și să o dobândești, că Domnul poate să ți-o dea. El te poate elibera, El te poate curăți. Așa s-a citit din Ioan. Cine are nădejde aceasta, se curăță după cum El este curat. Așa s-a citit la timpul de rugăciune. Suvraja pierzării. Ești abătut de la voia Domnului. 2. Ești bătut pe teren propriu, la tine acasă. A dat ca plată 4 miei pe fiul Gingaș al Batșebei, pe Amnon, prinț moștenitor, pe Adonia și Absalom, ca 4 aștri stinși de un nor. La el acasă, biruitorul în războaiele Domnului cu Israel, îl bate diavolul la el acasă. Boldul morții. Vreți să afișezi, așa-i? 1 Corinteni 15:56 este păcatul. Unde ți este biruința, moarte? Dar boldul este. Boldul încă. Auziți, este o întâmplare biblică. Spune Biblia despre Iosafat, un împărat deosebit care a făcut reformă în împărăția lui Israel. Și după ce a pus lucrurile în rânduială, stă de vorbă cu un alt împărat cu care se unește înspre... Știți că Domnul a zis, pentru că te-ai unit cu Ioram, Domnul îți nimicește lucrarea. S-a dus corăbile, s-a dus călătoria, s-a dus tot. Auzi, îl întreabă el pe Ioram, Ioram, pe ce drum să ne suim? Iosafat, tu pe Ioram îl întrebi. Tu pe Ioram îl întrebi. Știți că la un moment dat spune Biblia, au ajuns într-un pustiu fără apă. Și o zice, ce să facem? E un pic cam târziu. Ar trebui să se întorce unde a plecat. La faptele din tâi. Să reiei startul. 2 Timotei 2:16. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Pentru că cine se ocupă și ăștia înaintează, vor înainta tot mai mult. Numai că, ai găsit? Ai traducerea Cornelescu? Din dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit.
că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul în Romani 1, pentru că au cunoscut lucrările lui Dumnezeu, nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat, spune Biblia. I-a lăsat pradă necurăției, spune acolo. Și asta vrei să-l afișezi. Hai. Romani 1:26. Punem întâi efectul și apoi cauza. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patii înscârboase. Punem versetul 25 acum. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și a slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Versetul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Mă, dar ce rău au făcut ei? Păi este un mare pericol. Este o influență periculoasă înspre rău. Ca pânza de paianjen, așa se țese. Și poate să retrage în unghiul mort undeva uneltitorul, că după cortină cineva trage sforile. Numai că nu se vede ce este dincolo. Numai că nu se vede. Că scrie în Proverbe 7:22, merge ca ăla la măcelărie. Și spune cuvântul, drumul este un drum care duce spre locuința morților. Poate să ia cineva foc în sân și să nu ardă? Că nu ești din tablă galvanizată. Feriți-vă de orice se pare rău și rugați-L pe Domnul și să rugăm să ne arate tot ce e rău și să ne arate tot ce e bun și să ne dea putere pentru vrăjitorie, pentru combaterea ei, pentru împotrivirea la influența ei și la puterea ei trebuie rugăciuni supranaturale. Dacă este o putere supranaturală în vrăjitorie, trebuie rugăciuni supranaturale. Rugăciuni de eliberare. Filipeni 2:15 spune cuvântul Domnului și fac precizarea aceasta, toată apa din lume nu poate să scufunde un vapor până nu intră în vapor. Filipeni 2:15. Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Suvraja pierzării, ești bătut pe teren propriu. Am vizitat un frate, și la pensie, am văzut că nu prea vine la adunare și m-am dus la el. Ce faci, frate? Uite-ți, liber, am ieșit la pensie. Soția lui mi-a zis că stă toată ziua la televizor. Și ce faci? Uite, liber, am ieșit la pensie, doar atât i-am zis. Liber? Liber? Sigur liber? Știți cântarea aceea cu vulturul care a fost dezlegat și pe aceea fără lanțuri care să-l țină s-a întors la vechiul obicei. Nu faceți din această slobozenie o pricină de a trăi pentru firea pământească, să ne lăsăm încătușați iarăși și legați. Iată postul plăcut mie. Trebuie desnodate niște legături ale robiei, niște lanțuri ale răutății. Trebuie dat drumul celor asupriți să fie eliberați. Cine le va spune? Cine va mijloci pentru ei? Cine îi va smulge din foc? Cine va fi o lumină pentru ei?
Ascultați, e recentă. Un tânăr de acolo, din zona noastră, a absolvit facultatea de teologie ortodoxă. Duminică am zis și la noi exemplu ăsta. Facultatea de teologie ortodoxă. Ar vrea să se căsătorească și apoi să fie hirotonisit în slujba de preot. Dar slujește la biserică, îmbrăcat în straine preoțești. Și spune către mama lui și tatălui, o zis, vreau să fiu credincios lui Dumnezeu, nu intru în detalii pe linia asta, dar și-aș vrea să mă căsătoresc cu o femeie cum este doamna asta de la Pentecostali. Naturală, blândă. Și eu mai zis câte ceva acolo. Aș vrea să am o soție ca doamna să le Pentecostali. Și ce-o zis mama lui? Ia-o pe fiică sa. Sau du de caută la Pentecostali, că te hirotonisesc ei acolo dacă au nevoie de tine. Nu vă spun povești. Ce fain este să zică un absolvent de la teologia ortodoxă asta. Așa mi-aș dori o femeie să fie o tânără ca doamna asta de la Pentecostal. Ca o tânără, o tânără de la Pentecostal, să poată fi un sistem de referință pentru alții pe calea lui Dumnezeu. Pe calea lui Dumnezeu. Să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să facă voia. Mereu și-o dori șoricelul acela bucata aia de slănină, dar n-o știut că aia este în capcană. Când o lua bucata de slănină, nu mai ieșit. Că peștișorul ăla n-o știut că în momială e un ac ce-l mută într-o altă lume. Ce-l duce într-o altă parte. Unde nu dorește el să ajungă. Știți cum au cucerit grecii cetatea Troia? Cu halul troian? Niște viteji înăuntru, numai să deschidă poarta. Că după aceea s-ai noștri. Trebuie cineva să deschidă poarta, că altfel noi biruim. Și trebuie numai puțin, așa, numai puțin, că facem noi loc. Prea iubiților, zice Petru, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Și așa de subtilă lupta asta, și așa de aprigă, și așa de mare pericolul că duce la pierzare. Poți să ajungi victima plăcerilor tale, a propriilor tale dorințe, a propriilor tale păcate sau înclinații. Înfrânarea poftelor nu este ceva nativ, ci este o roadă a Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt, care locuiește în credincios și face schimbarea, poate să aducă rezultate de care să se bucure el însuși și să se bucure Domnul Dumnezeu, care investește în om, care are răbdare cu noi să ne aștepte ca să ne pocăim. Și a treia precizare. Sovraja pierzării, ești pierdut fără să-ți dai seama. Ești abătut, bătut și pierdut. Abătut de la voia Domnului, bătut pe teren propriu și pierdut fără să-ți dai seama că nici fiul risipitor, până nu și-o venit în fire, nu și-o dat seama că acasă-i belșug de pâine, că acasă tata l-așteaptă, că acasă-i căldură și toată mizeria asta cu roșcovele și porcii și străinii și plăcerile astea urmate de... Eu am avut o problemă în tinerețe, în adolescență. Îmi plăceau filmele. Și de câteva ori am fugit la cinema. Mi-amintesc că atât mi-a fost de rușine când am ieșit odată din cinematograf exact în fața lui tata. Mă întreb cum se simt tații în fața copiilor la cinema sau din familie. Sau cu un show păcătos crezi că ajungi în rai? Crezi că ai rezultate bune? Sau spune-mi altceva care e de treabă? Sau spune că ești mai deștept sau mai informat cu toate astea? Mi-am luat un telefon mai performant, îmi spunea
un tânăr zile trecute, să ajung mai repede unde-mi doresc. Clicul ăla să nu dureze atâta, cam unde îți dorești să ajungi. Unde ai vrea să fii? Cu cine? Am o întrebare, mai ești pe calea îngustă? Apropo, am câteva versuri și am pus și note. Dacă vreți, vă dau să o cântați aici, sau dacă vreți să o puneți pe CD-ul. Vrei să te întrebi, mai ești pe calea îngustă ce duce înspre noul Canaan? Sau ai pierdut de multe ori în luptă și ai ajuns din nou rob lui Satan? Bine ar fi la realitate să revii, cât mai este timp la viață nouă să reînvii. Scurtă este vremea până totul s-a sfârșit. Nu vrei acum să fii. Am predicat la noi despre Iuda, la cină. Iuda a ieșit afară. Și am pus titlul predicii, unde pleci Iuda? Afară este noapte, afară străinii, uneltitorii, afară e cel rău care te momește cu niște arginți. Și nu au avut parte de ei. Eu aruncat și au zis, luați. Sunt indicatoare de orientare pe calea lui Dumnezeu, dar și pe calea largă, că largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea, că asta e influența. Asta e influența negativă. Dar la Dumnezeu nu merge cu influențe de astea după turmă. La Dumnezeu merge cu influența după păstor. Învățați de la mine, a zis Domnul. Și Pavel și ce a zis? Fraților, dacă nu mai aveți la voi în adunare, au zis, urmați-mă pe mine. Și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și apoi versetele despre care am citit. Că vă spun și v-am mai spus, de multe ori plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sunt indicatoare de orientare pe drumul spre pierzare. Mergi după ele, rupe părtășia frățească, urmează spofta firească, ignoră slujirea duhovnicească. El nu se implică, el stă deoparte. Mă, dacă nu ai voce, reciți. Mie mi-a plăcut foarte mult să recit. Și am zis că cred că asta e chemarea mea, că dacă îmi place, înseamnă că asta e chemarea. Mă, și tot încercam, două, trei strofe, 10, dar le uitam. Am ajuns toată la o conferință, l-am dus cu mașina pe prezbiterul nostru, bătrânul de adunare, și acolo am întâlnit un frate păstor, am mai stat pe la mărturisire, am mai cerut niște sfaturi și am zis, frate, cum să fac aș învăța poezii și nu pot. Pe unii sfătuiesc să se lase de cântat să se apuce de poezii, știi? Pe mine m-o sfătuiesc să mă las de poezii să mă apuc de predicat. O să lasă poeziile și apucă-te de predică. Și roagă-te Domnului insistent să-ți dea memorie selectivă, așa, specifică, să memorezi versetele. Mi-a zis, mă, ce mare har să zic, ceva simplu? Nu mi-a zis nimeni până acum asta, că trebuie să mă rog să memorez. Și am început, Doamne, mulțumesc pentru hrana ce mi-a dăruit-o, te rog să o binecuvintez, dăm înțelepciune, dăm memorie, ajută-mă să memorez cuvânt. Păi ce, te rogi numai pentru mâncarea aia care trece, s-o dus, te duci cu ea cu tot, vin serviciile funerare la tine. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Strângeți-l în inimă. Păstrați cuvintele acestea, spune Biblia, Maria, păstra cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele. Iacov 1:21. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele, Laodicia, pentru că ești gol, spunea Domnul. Și nu știi că sub vraja pierzării ești pierdut fără să-ți dai seama. Și până nu s-a făcut curat în casă, banul nu-i. Pământul bun, dar năbușit, cât am zis, Luca 8:14. Facem recapitulare că încheiem. Înăbușit de griji și grijile peste măsură ajung în îngrijorări. De griji, de bogății care te determină. Și nu
nu știu ce bogăție, să pare ție că e bogăție câteodată. Au alții mai mult ca tine. Numai că lucrurile pământești, astea-s bogățiile, te determină să te gândești la ele, îți iau mult timp să te încrezi în ele, să te fălești cu ele, să te cerți pentru ele. Și-o zis Avram, Lot, noi suntem frați, trebuie să fie pace între noi, cum să ne sfădim de la proprietăți. Plăcerile vieții acestea și n-aduc rod, ca să ajungă la coacere, își văd de drum oaia. Și-o văzut de drumul ei și-a pierdut legătura. Multe căi pot părea bune, omule, dar la urmă se văd că duc la moarte. Spune poetul, când va apare forța triumfală, religia lor va rămânea fatală. În 2 Petru 2 cu 1 se arată că diavolul împachetează pe ai lui așa ca să nu-i cunoști, le pune blană de oaie și în înger de lumină și zici că-i și te duce GPS-ul și te îndepărtezi și până la urmă ți-e greu să te întorci și greu să găsești pe cineva sincer care să te ajute să te poți întoarce. Și uneori e prea târziu sau va fi prea târziu. Se spune că întotdeauna e târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Va fi și un prea târziu. Aș vrea să te întorci cât mai este timp. Curând tu vei vrea, dar nu se va putea. Ușa se va încuia. Asta e vrăjitoria. Asta e vraja pierzării. A demeni, a fermeca, a încânta, a desfăta, a atrage. Femeia a văzut că pomul era de dorit, era plăcut, de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Balaam, drumul pe care meștru este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Am venit să stau înainte, împotrivă, ca să te opresc. Ca să-ți fac redirecționare. Trebuie să ne rugăm insistent, nu ca pentru masă. Nu întreagăt, cu rugăciuni insistente, ca Domnul să ne țină pe calea Lui. Și să fim sinceri înaintea Lui Dumnezeu pe toate detaliile, ca Dumnezeu să ne lumineze în toate privințele, așa cum zice Pavel în Filipeni 3:15. Că Dumnezeu se uită la toate amănuntele să vadă, măi, prorocul ăsta, făcut ce i-am zis eu, i-am zis să nu se întoarcă pe același drum, să nu mănânce, nu bea apă, păi le-au făcut pe toate ce nu trebuia. Dar nici nu au avut multe, dar mai câteva. Moise, când poporul duce în rătăcire păstorul răspunsul la rugăciune, Doamne, lasă-mă, vreau să intru în Canaan. Moise nu mai insista. Răspunsul la rugăciune e nu. Nu. Și de la prilej până la cădere, până la păcătuire, este foarte mică distanța. Cu una sau cu alta ne poate abate diavolul, dar nu ne poate bate, nu ne poate abate și nu ne putem pierde dacă ne ține Domnul cu mâna Lui, ne conduce prin puterea Duhului Sfânt să rămânem în adevăr. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.